Alopecia este o afecțiune cauzată pe fond de stres. Prima oară, primele simptome au fost în 2014, după o perioadă de stres de câteva luni. Am avut două cauze de stres atunci în familie și a fost un stres prelungit, pe termen lung, în care tu nu ai cum să-ți răsfrângi emoțiile, să-ți scoți emoțiile. El pur și simplu, cum spunem noi moldovenii, retrăiește de o situație, cum tu ai să o rezolvi, cum ai să reușești să ieși din asta. Și atât de la atâta retrăială. Dar bine, asta este un cuvânt care noi moldovenii îl folosim, nu este corect. Dar de la atâta stres, iată, la un moment dat, corpul se auto-atacă. Este o boală autoimună în care corpul se atacă pe sine. Și în cazul meu a fost părul. Nu este din cauza produselor de îngrijire a corpului, a fost din cauza stresului. Prima oară când am văzut că îmi cade părul, el a început să-mi cadă brusc și a fost din margină. Prima mea emoție legată de acest aspect a fost oare ce va gândi mama, cum va trece ea peste asta, fiindcă știam că ea se îngrijorează mult de starea mea, de cum mă simt eu și eu mă gândeam, vai, mama o să mă vadă cu părul căzut, cum o să se simtă ea. Deci asta a fost cel mai dureros moment. Ea totuși reușește să le primească cumva fără să facă panică, fără să înceapă a plânge, dar știu că în sine ei se îngrijorează mult. Mult mai târziu am aflat ce diagnostic este acesta, când am început să merg la medici. Această practică pe aici, prin regiune, nu prea s-a întâmplat. Am fost nevoit să merg la Spitalul Dermatovenerologic din Chișinău ca să aflu acest diagnostic. Și mi s-a spus că chiar dacă părul o să-și revină, la orice scădere a imunității sau un alt stres, va reveni și va trebui întotdeauna să am grijă de sănătatea mea. Când m-am dus prima oară la spital și mi-am văzut toate, exact cum e acum, deși era mai grav, mi-a spus că trebuie să te razi, nu are rost să ții pletele astea nicicum, evident că deja amblam îmbrobodită și a fost un moment așa când îți pui prima oară mașina în cap și te razi și înțelegi că nu mai ești femeie, parcă integră. Că o femeie se valorizează cumva în păr. Și mi-aduc aminte când prima oară mi-am tuns părul scurt în perioada studenției, mama îmi spunea, zice, ai avut și tu ceva frumos, părul și picioarele, și ți-ai tuns părul. Și atât toate conexiunile astea emoționale care le faci, nu le treci atât de ușor. Trebuie să faci un efort ca să le treci. Lupta cu această afecțiune nu a fost poate atât de grea. Adică când tu compari că cineva este invalid, este calic, absolut nu se poate mișca, tu te gândești, a, dar nu e așa mare problemă. Dar iată în momentul când te pregătești să ieși afară, tu stai și te gândești, dar cum, ce faci, cum îți ascunzi această alopecie? Și inventezi și oricum nu este, nu-ți poate înlocui podoaba capilară și ești așa cumva înfrânt și tu trebuie să treci peste înfrângerea asta și să consideri că imperfecțiunea ta de fapt e perfectă. Nu există perfecționism numai de aceea că ai păr sau totul este normal în cum societatea percepe. Oamenii, necunoscând această boală, deseori o confund cu faptul că
s-ar putea să ai repercursiuni în urma tratamentului de cancer. Și s-au apropiat oameni în care mi-au spus să ai putere să lupți cu boala ta și eu înțelegeam că se referă la cancer. Și atunci era și foarte straniu să privești lucrul, să simți că celălalt crede că tu ai cancer. Și imediat spuneam, nu, stați liniștit, la mine este mult mai bine. Este doar o afecțiune estetică, ca să zic așa. Dar în timp înțelegi că probabil trebuie să te oprești din agitație, din alergat și să ai mai mult timp și grijă de sine. Fiindcă asta mă învață boala asta, că nu-ți mai bate capul de toate, că nu o să le rezolvi pe toate. Trebuie să te oprești și dimineața să-ți faci tabieturile, ziua să te gândești ceva mai relaxat, să vezi că problemele oricum se rezolvă. Fiindcă, de fapt, asta a fost la mine, stresul ăsta permanent, de rezolvat, de cum am să ies, de cum am să fac. Și e un stres dus în interior, afectează în așa mod. Familia mea a reacționat foarte diferit de la membru la membru. Mama a zis că noi, într-un fel, suntem ciudați și este ok. Dar chiar ideea de a-mi asuma public această alopecie, această afecțiune, a venit de la Cristina, fata mea, care eu am zis, zic, Cristina, uite, eu iar o să trebuiască să-mi rad părul, eu iarăși am pete mari pe scalp. Și zic, eu am obosit să port batic, eu am obosit să camuflez asta, am început să am și afecțiuni a părții cervicale. Mă doare gâtul deja de la purtat baticuri. Și zic, eu așa vreau să ies pe drum, așa cum sunt eu. Și toată lumea, pur și simplu, să nu aibă nicio reacție. Sau așa, să fie simplu. Și zice, mămică, dar care e o problemă? Poți să te razi frumos pe cap, poți să-ți faci poate niște desene din ăsta tatuate și mai merge lumea așa, așa, nu-i nimic strașnic. Și ea cumva mi-a dat libertatea asta. Zic, da, într-adevăr, care ar fi o problemă? Nu, eu îmi dau seama că în Chișinău lucrul ăsta e privit mult mai firesc, da? Într-o comunitate mai restrânsă ca Floreștiu, practic suntem ca într-un sat. Și e mult mai complicat ca toți cei care te cunosc, fiind și o persoană publică, să te accepte așa cum ești. Și totuși am zis, hai să fac chestia asta într-o formă în care cei care mă cunosc să mă înțeleagă și să mă vadă dintr-o altă perspectivă. Nu pur și simplu că eu mi-am scos pălăria din cap și gata, merg așa pe drum. Dar să înțeleagă că noi avem niște trăiri, că avem niște emoții, că nouă nu ne este ușor să facem lucrul ăsta. Și de ce am făcut cumva clipul cel artistic? L-am pus pe internet, zic, cei care vor să uite mai lung, să facă acolo, să se obișnuiască, nu, că e ca ala au venit cu ceva, altceva nou în comunitatea noastră din Florești. Și alt membru a familiei, Diana, fata cea mai mare, a zis, dar eu chiar vreau să fiu eu cea care să te tund, că eu mă gândeam să fac clipul la o frizerie. Și zice, nu, hai că te tund eu. Și prin aceste momente înțelegi că cei mai apropiați te susțin, ei de mult deja te-au acceptat și văd absolut normal această manifestare publică. Pentru alte persoane eu aș recomanda să se accepte în primul rând pe sine, să accepte boala și să o iubească și să înțeleagă că ceva are de învățat din asta. Și ce anume trebuie să învețe. Din momentul ce o femeie este fără păr, ești nevoită deseori să ai sentimentele astea de umilință, ca să zic așa, în care tu te așezi și înțelegi că ești muritor, că nu ești perfect. Și trebuie să te accepți așa cum ești și de aici abia pornești urcușul. Când ajungi la momentul cel mai de jos al tău posibil.